Da. Hai să vedem ce gătim în bucătărie azi. Bate, am început serios de râdem și glumim, dar treaba e serioasă. Deci am venit în bucătărie, am să facem niște tocane de cartofi cu cârnați sau tocane de cârnați cu cartofi. Bine miroase. Asta e chiar mâncarea personalului. Adică am de dimineață, vreau să fie gata. Dar stai că n-ai pus numai cârnați, ce ai pus acolo? Am pus niște ceapă, am pus niște morcov ras, cârnață fără ulei, fără grăsime, fără ulei, bate. Au ei deja grăsime, da. Am pus niște băiași, am pus niște chimeni. Cred că asta e mirosul ce face diferența, vorba aia, că în bucătărie trebuie să faci diferența. O să pun și o roșie conservă aici, să ne mieze de culoare și de aciditate, pun cartofii, un pic de apă, lasă fiarbă într-o jumătate de ceas, mâncăm toți, fac o salată verde lângă, ca să nu mâncăm gol niciodată, pentru că e important să mâncăm echilibrat, pentru că de fiecare dată avem cineva care ne spune cum să mâncăm și noi respectăm treaba asta. Trebuie, adică dacă pui aici un pic de grăsime, trebuie să ai și ceva verde întotdeauna ai lângă. Arată și bine și schimbă și gustul, cum se spune. Schimbă și gustul. De la televizor, până la urmă, suntem serioși. Cred că aici se face salata, ia. Tu ce faci ascătă? Râdem, glumim, dar noi și aici și gătim. Am avocado. Auzi, stai așa că... De ce? Așa a vrut să stai aici ăsta. Pă bune? Ca să vezi câtă forță am. Ai rupt în sâmbure de avocado? Exact. Acum va trebui să scot sâmburele de aici. Da. O să crestez puțin avocado, o să pun sare, piper, îi dau puțin gust, pun puțin mozzarella, puțin bacon acolo, pun un ou deasupra, bag la cuptor la vreo 220 de grade, avocado, așa? 15 minute cu ouul ăla și o să fie exact micul dejun pe care... Ce vrea să transmite colegul meu, Gioconda, e că... Gioconda? Nu, are Gioconda. Ce vrea să transmite e că noi ne iubim foarte mult colegii și amândoi le pregătim ceva, vă pregătim ceva de mâncare la prima ora dimineață, bade! Asta se întâmplă de fiecare dată, așa că noi în bucătărie întotdeauna găsim mâncare bună, voie bună și... Haide-n roșu. Și de toate. Florin? Cred. Aici ai dat drumul la mâncare. Cât mai durează? Mâncărică de cartofi cu cârnați, dragă. Sunt cu gândul către copilărie. Uite cum forcotea. Exact. Uite cum forcotea, dragă. Uite ce frumos. Aș putea spune că asta e mâncarea pe care eu o gătesc cel mai bine. A, da? Da. Dacă vorbim de mâncare tradițională și de ale noastre, știm? Că asta am învățat de acasă, mai simplu. Nu aveam cârnații ăștia neapărat, dar cu puțină afumătură, orice afumătură. Dar fac și o salată, să știi. Pentru cine vrea salată, mie îmi place. Asta am pus vinegretă aici pe bază de tahini, în care am pus zeamă de lămâie, ca să nu mănânci, că ți-nu-ți face o țeadă, dragă. Mulțumesc. Am grijă, am duc niște ceapă, niște capere, niște roșii uscate, să o fac gustoasă, pentru că merită să fie la înălțimea mâncării și mere de cartofi. Asta este pentru personal sau... Pentru personal, dar nu e rețeta. Astăzi mai avem rețete. Mai spui după aceea. Vreau să fac o lasagne de post astăzi. De post, fără carne, da? Deci în familie, așa frumos, când o scoți din cuptor, o pui direct pe masă, cu o salată lângă, perfect. Și se servește fiecare. Exact. Cine n-are un Cătălin să-și ia, pentru că el desface portocale, mai ales dacă ești femeie, Ada e fericită. Știi că dragostea asta înseamnă să găsești un bărbat care să-ți desfacă portocalele și mandarinele de Crăciun? Serios? Da. Asta mea nu prea mănâncă portocale cu mandarine de Crăciun, mănâncă mai rar, dar... Ai alte modalități prin care o faci fericită. Ai deschis... Ca să zic așa, am avocado ăsta la... Am pe tânduț acolo care tai niște parmezan deasupra la salată. Niște scale așa un pic, da. Aia e treaba lui, dar ce faci tu cu avocado? Păi nu, așa dorim mult momentul ăsta. Aici am avocado pe care l-am spălat înainte. L-am tăiat pe din două. I-am scos sâmburile, am pus sare, piper, puțină mozzarella și... Șuncă sau ce? Bacon? Șuncă, prosciutto, ce-o fi ăsta. Așa, o să-l bag puțin la cuptor, după care o să pun câte un gălbenuș de ou la fiecare. Îl mai bag vreo 5-10 minute la cuptor și ăla o să fie micul dejun pentru toată lumea. Tot pentru personal? Oricum, tot ce gătim noi e pentru personal. Dimineața asta să ne faceți micul dejun. Mai pregătești ceva după aceea? Da, după aia să fac un creme brulee. Care o să fie gata la final, pe la o să vedem la final. Deci dulcele e de la tine. Exact. No, bine, hai să vedem ce alte informații mai vin din țară și de pe la munte, de ce nu? Florin e pregătit acasă. Ai terminat vânăta asta cu ulei. De ce ai pus atât? Dragă, vreau să fac, am zis că vreau să fac și că vânăta absorbe foarte mult ulei. Da, se vede. Dar după ce se face, ea îl aruncă, cum s-a zice, serios, dacă nu. Și vreau să le bat la cuptor. De obicei, când facem vinile, tot timpul ne place să le facem în, ori facem la cuptor sau pe grătar, ori în ulei. E putem face și la cuptor, dacă cu foarte puțin ulei. Va bine. Condimentez sare, piper, niște ierburi de provincie, dragă. Aoleu. Uite, vezi? Ierburi de provincie, adică de la mine, de la țară? E, de la țară, da? Iau un cățel de usturoi, arunc peste și bag la cuptor ca un ceas, cam așa. Și după aceea le folosim așa întregi, nu? După aceea facem lasagne fără carne. O să facem un sos de roșii, am foile de lasagne și o să facem o lasagne de post, pe care o să punem în mijlocul mesă, cu o salată. Nu ți se mai termină lumânarea asta de când o ai aici. Dar ce faci tu cu asta, mână? E buchetul pentru căsătorire, dacă când o să fie. Ce faci? Fac un creme brulee. Am făcut micul dejun. Așa, și se pare că n-a agățat pe nimeni. Nu i-am lăsat să-l mănânce, să am ce să arăt la cameră. Da. De unde? Că am venit și eu să mănânc din mâncarea de cartofi făcută de Nicolai și ce credeți? Nici măcar o linguriță nu mai găsit. Asta a fost tigaia, oalicica asta. Nu e nicio problemă, lăsați, că acum n-am ce să... Eu am avut numai avocado la mine la fermă și sunt obișnuită să mănânc numai avocado. Hai zi, ce ai făcut? Da, vreau să fac un creme brulee, acum o să iau păstaia asta de vanilie. O să combin acolo lapte, 500 ml de lapte cu 500 ml de smântână. O să pun păstaia să lase aromele. Dar o pui întreagă sau o dai 30 de lei. S-a dus neagică, cum îi zice. A, de aici, din apropiere? Da, s-a dus ea pentru că am uitat să o cumpăr și m-a ajutat el și îi mulțumesc. Da. Și de ce o ținem așa neprobetăm? O ținem neprobetă pentru că ea este, nu este uscată în totalitate. Ok. Și cred că își păstrează și mai mult aroma, nu? Dacă exact, e, bravo, și bravo. Noi de acolo trebuie să o deschidem și scoatem semințele. Dacă ar fi pusă în hârtie... folosim doar semințele? Da. Și pe asta aia putem să o folosim pentru aromă, pe care o scoatem după aia. Da, asta. Și după ce o scoți, poți să pui într-un borcan cu zahăr și dacă o lași o săptămână, zahărul devine vanilat. Na, hai, dați din mâini până la urmă. Poate totuși nu vin colegii mei după aceea să se apuce și de avocado, să-mi rămână și mie ceva. Ne înțelegem cu toți colegii noștri și de la Rozavlea și de la... Acum l-a apucat, ia uitați-l, acum repede. A luat cașcavarul și a zis, ia uite banii ce am făcut aici. Dar curățenia că am făcut, nu se știe nimic. Ba da, înainte de pauza are dreptate, era aici... Dezastru. Era că el a gătit, adică uitați-vă. Dar ce-am făcut? Niște... Mă, o rețetă foarte grea, ai muncit și azi, ai băgat doi dovlecei la cuptor, ai făcut un beșamel, un sos de roșii și ai zis, bani, facem o lasagne faină. Fără carne, fără carne, dragă, am făcut-o. Eu numai beșamel am mâncat când eram. Vorbește, se vede. Păi da. Zi rețeta de lasagne cu ciuperci. Nu e, asta e făcută de el, că a zis că face fără carne, nu că noi n-am avea carne aici. A zis, bani, să punem un asterisc, pentru că a zis mai devreme că e de post, nu e de post. Da, am zis neapărat să zicem, da, fără carne, m-am homotit, pentru că am pus... Homotit, dar m-am încurcat. Păi da, tu te ziceai mai devreme că zice tot fel de cuvinte care nici noi câteodată nu le înțelegem. Neologisme. Da, exact. Deci te-ai homotit și ce-ai făcut? Zine un pic. Dar ai zis tu rețeta, ce să mai zic și eu? De post? Nu, e fără carne. Nu, că avem brânza, am pus și gâlbănuț. Te-ai dat seama că ai făcut beșamel ăla din toate, de ouă, din lapte, din brânza. Beșamelul se face cu unt, se topește, eu las un pic să devină un pic de culoare așa brună, după aceea pun făina, ca să tot așa să las un pic să devină brun, și după aceea pun un pic de lapte și îl bat încetul și când se răcește un pic, pe jumătate, îmi place să pun un gălbenuș, să lege bine și apun un pic de brânza, să știi, da. Perfect, a ieșit minunat. Bădiță, dar zi de ce lași tu untul ăla să se facă puțin brun? Îmi place culoarea aia, bă, arămie, așa. Nu-l lasă, mă-l uită și să negrește săracul. Tu crezi că el așa vrea? Untul puțin ars, puțin mai mult gătit, are un gust de alune. De unde vine și numele în franceză. Așa ziceți voi când îl ardeți, că domnule, așa am vrut eu să aibă gust de alune de prăjit. Dar s-ar fi prăjit și tu și untul. Nu, multe preparate să știți că au fost făcute din greșeală, așa că... O să te întrerup să ne prezinti și tu, nu știu, bărcuțele astea cu... Deci eu îți fac creme brulee pentru că ai cerut data trecută creme brulee. Da, să fie rușine. Nu fac azi somon așa cu orez și cu... Auziți, dar voi aveți toată săptămâna să vorbiți, nu vă dați un telefon, vă prinde la televizor. Tu ai toată săptămâna, că te mai întâlnești cu Nicolai și în fiecare săptămână, în fiecare zi. O dată mă întâlnesc cu el, o dată trebuie să-l desfințez, să înțeleagă unde e locul în bucătărie. Cooperativa Lenea la tine. Eu o dată zic de rău și pe urmă casă. Știi cum e, tactica e asta, îi zici de rău și pe urmă la final zici, ba, e cel mai bun bucătar din lume. Și uită. Uită, el nu mai gata, el acolo este... Doar arătăm ce a făcut, vă povestim mai târziu despre avocado ăștia cu niște ouă în mijloc și cu lingură de smântână. Și asta e o rețetă la fel de grea. Cremă de brânză, scuze. Și aici a fost multă muncă, deci a fost o muncă de cel puțin 15, vă zic sincer, cu 10 de cuptor, s-a muncit pe brânci astăzi. Auziți, data așa 2 secunde. Da, stai, bine zici, da, duminica viitoare. Așa. Ce zice dacă facem miez de schimb? Aoleu, crezi că zici Gogoș mă lasă? Nu, stai, dați în sire, nicio problemă. Dar să facem noi de mâncare? Se va bucată de se... Păi, Cuza, ne ajuți? Da, eu mă că noi în față nu suntem tare buni, adică eu nu prea. Colegul meu e mai bun, ba, la cadră de ascultare e bun. Vreau să spun ceva vis-a-vis de Florin. Singurul care se plânge, eu muncesc în fiecare săptămână. Ce fain. Nu mai vorbiți acum. Ia, dați-vă să-mi fac creme bruleu, vă rog frumos, că i-am pus zahăr deasupra. Îl flambezi. Cătălin s-a antrenat la 4 de astea. Îi iau zahărul ăsta la lamp, pot să zic așa. Dă și mie să fac unul. Mamă, ce fain lampez. Flambate când... Tot ai zis că vrei să mergi la război, așa că hai să te văd. Deci pune-se caramelizează. Da, acolo. Nu la mare. Mută. Dă-i bine, bine. Când apar bobițe de-alea, acolo e bine. Okay. Luna, zine cum a fost creme brulee-ul, că l-ai gustat. Fantastic. Nu l-am gustat, l-am mâncat. Deci a fost bun. Am mâncat cu tot cu vas. A fost delicios, e foarte bun. Vreau să-mi retrag cuvintele ca în fiecare duminică. Spun niște prostii cât mine de mari. Acești doi băieți gătesc, de fapt, senzațional. N-am gustat din lasagna, sper să nu mă dezamăgească, dar nu cred. Niciodată. L-ai luat pe ba de azi, l-ai făcut. Terci la apă și cu oțet. La Florine mai trebuie să dai aici. Florine a rămas. E bine, mă. E bine. Mai facă și el ceva, nu? Suntem la televizor, Diana, nu suntem perfecționiști ca acasă. Mai le lăsăm și așa de făcut. Acasă suntem perfecționiști, mai le lăsăm de făcut, că nu putem să arătăm numai creme brulee-ul ăsta 5 minute de acum. Uite, arătăm și ce taie ba de acolo. Duminica în familie. Da. Da, altfel. Ia zi, ba, de la tine care-i treaba. Mai mult, așa. Bă, eu am făcut o lasagne. Ce mănânci, Ramon? Scuze, bani. Și-o lua fiecare, aici, și-i fain că fiecare și-o lua fan de la lui, bani, deci pleacă acasă. Și dau înainte. E bine, că nu ne plecăm. Lasagna fără carne. Cum arată? Fără carne, bani. Ce ai în loc de carne? Bă, am făcut sosul de roșu, am făcut un bechamel ca să aduc un pic, să lege. Am pus la cuptor niște vinete cu un pic de ulei și ierbe de provincie, plus niște dovlecei. Am făcut un fel de clasic, a zice, doar că fără carne, înțelegi? Vinegret. Asta e vinegretul care vreau să-l pun pentru salată. Da, Bade. Asta e mâncare care de obicei. Deci nu ăsta e beșamelul. Nu, beșamelul e deschis la culoare. Mie îmi place să mănânc pastele, o să râdeți, cu salată. Asta tot pastea sunt. Paste cu salată? Da, îmi place, pentru că e foarte bine. Îmi place să le mănânc cu pâine. A, da? Da, eu mănânc orice cu pâine. Dar în zona Ardealului nu se mănâncă mămăligă cu pâine? Nu. Înseamnă că cu pâine defect. Dar pastele astea sunt de la Rozavle. Da. Dici autofon. Vreau să gustați ce fain, îți bade. Deci fără carne, jur. Asta e fain că poți să o faci, poți să o pui la frigider, o folosești și mai târziu. Dacă vrei, poți să pui un pic de parmezan pe deasupra, bade. Uite că mușcă. Dă-i, vă rog. Mai sta și vă 20 de secunde până ieșind de la tine. Nu, că după aia nu mai prind. Lona, adevărul și numai adevărul. Asta a fost duminica noastră. Vă propunem și de mâine o nouă săptămână în care ne întoarcem cu toții pe ecran, care de care mai sănătoși la cap.